Eu sunt domnișoara Clelia Di Benedetto. Carlo Spinelli, onorat. Ei. Ei. Eu sunt domnișoara Clelia Di Benedetto. Carlo Spinelli, onorat. Ei. Ei. Vrei să binevoiești să-l anunți pe domnul Anselmi? Ce să-l anunți? S-a întâmplat ceva? Nu. Încă. Foarte bine, știți, veștile rele circulă repede. Te rog să-l chem imediat pe domnul Anselmi. Nu am nimic împotriva să-l chem pe domnul Anselmi, numai că nu e. Nu este posibil. Nu văd de ce. Nu este posibil. Domnișoară, dumneavoastră, reputați în mod inutil o idee deja exprimată. Iar dumneata ești un idiot. S-ar putea să aveți dreptate, dar asta nu schimbă cu nimic situația. Domnul Marco nu este acasă. Mare încurcătură. Da, și doamna Maria spune același lucru. Mare încurcătură. Mare încurcătură. Până și intonația mea amintește de viața doamnă Maria. Ce dracu este această doamnă Maria? Păi este, ba nu, a fost mama domnului Marco. Mamă? Domnului Marco. Dar pe cine dracu interesează de mamă? Eu sunt aici pentru fiu. Domnul Marco. Bă, da, știu, nu e. Foarte bine, ați înțeles perfect. Foarte bine, atunci știi ce să fac? Nu am nici cea mai vagă idee. Mă așez aici și aștept. Dacă îmi permit, pe cine așteptați? Cu siguranță nu pe defuncta doamnă Maria. Asta ar fi tot alegi de sens. Deci, îl aștept pe Marco. Dacă permite și această așteptare, consider extrem de inutil. Consider că va trebui să se întoarcă. Consider puțin probabil întoarcerea asta în față. Eu aștept și eu din dragă, dacă e nevoie. Domnișoară, dacă ar fi fost nevoie, v-aș fi rugat chiar eu să așteptați. Dar vă reamintesc că domnul Marco nu este acasă. Nu trebuie să folosiți acest ton de implorare. Este jenant și lipsă de demnitate. Vă reamintesc că eu sunt simplu majordom. Când se întoarce nenorocitul? Mă rog să stăpiți strânsoarea de pindere amică, am probleme cu gâtul. Când? Când aveam 8 ani. Când se întoarce Marco? Nu înainte de luni. Cum luni? Prima zi a săptămânii. Și ultima zi din viața lui. Așa, de abia marți. Nu i-ar supune că e deja marți. Vedeți că este extrem de relativ. Îmi permite să-mi exprim opinie? Exprimați-o! Aceasta este o telegramă. Nu! Asta e o păcăleală! Aveți dreptate, servitorii n-ar trebui să-și exprime opiniile, sunt poftiți. Nu, eu chiar te rog să-ți exprim! O explicație.
Aș vrea să-ți încredințez un mic secret. Eu sunt domnișoara Clelia de Benedetto. Asta? Logotnica lui Marco. Bună ziua. Ha ha ha!
doamna Maria a fost mama domnului Marco. Eu ce scârbos! Asupra și ce spun! Mor! Alo, Casa Anselmi. E Marco? Nu! Nu cu dumneavoastră. Da, spuneți-vă. Dumneavoastră cine sunteți? A, logodnic. Ați greșit numărul, domnișoară. Da, acesta e numărul, dar tot l-ați greșit. Ați greșit momentul, ați greșit persoana. Ați greșit ziua, ați greșit totul, domnișoară, și pe toți persoanele pe care votați în Ecuador. Cine era? Greșeală. Hai zi, asta mă scoate din toți nervii. Lizeria nu se lăsește nimănui, avem nevoie de calm. Eu nu sunt calmă. Mie nu-mi vine să mă calmez. Nu vreau să fiu calmă. Și mă îndoiesc că mă mai poți calma. Aveți dreptate, dar fiți calm. Ce faci asta? Șpate, joc de mine? Carleto, poți să te retragi. Carleto, rămâne. Carleto este singurul care în momentul ăsta ne poate da o explicație. Mă rog. Momentele acelea. Izvor!
de bate și aveți să vină o drăguță. Hai că ne culege așa, una câte mâna. Ia, asta să lămurim noi imediat. Carleto! Da, doamnă. Carleto, a sosit momentul adevărului. Al adevărului, doamnă? Da. Tu-l cunoști foarte bine pe domnul Marco. Ești în serviciul lui de bun. Da, doamnă. Spune-ne atunci, Carleto, pentru care sinistru motiv de a plăcut toate patru aici? Doamnă, vă reamintesc că eu sunt doar un simplu majordom în acest. Las-o pe asta cu umilul majordom, că mi-o tot servesc un an de zile. Tot ce se întâmplă în casa asta nu scapă, știu foarte bine. Sigur, am datoria de a avea grijă de această casă. Atunci nu se poate să-ți fi scăpat faptul că Marco are două soții și nu știu câte locuri. Vedeți, doamnă, Marco este un bărbat exuberant, extrovertit, pasional. Se poate ca uneori orbit de pasiune, împins de sentimente năvalnice, să fi comis unele atrocități deplorabile. Dar asta numai dintr-o sensibilitate exagerată la farmecul feminin. Ascultă-mă, fiind! Animal de saloncești! Răspunde-mi repede și cinstit la întrebările mele, altfel îți smulgă ureche dintr-o mușcătură. Ai înțeles? Da, doamnă. Știai sau nu că Marco are două căsătorii internaționale în spate? Știam. Știai sau nu de toate celelalte legături? Da, știam. Prin urmare, știai și de faptul că organizează această stranie întâlnire de femei? Dacă îmi permiteți asta, nu știam. Totuși, cunoscându-ți animalul, ți-ai fi putut face așa o idee pentru care motiv ne-a dus pe noi astăzi aici. Servitorii domnișoară nu au idei. Dacă din nefericire și-ar da seama cu o idee pe care să se nască, ar lepădau numai decât. Mă, ar fi trebuit să te lepede! Aveți dreptate și tata a scosuit-o de mai mult. Dar și ea ca și mine n-avea nici idei, nici studie de inițiativă. Pinguinul ăsta a scrobit o să mă facă să-l nebunesc! Totuși, umila mea părere este că domnul Marco, răscolind de evenimente și pradă unei atroce de mușcări, a acționat din instinct. Din instinctul vulturului în căutarea prăzii! Din instinctul unui om cu un fontonez, care îi sugerase că sosise momentul mărturisirii greșelilor de care se făcea vinovat. Că sosise momentul eliberării conștiinței de povara care o apăsat. No, asta înseamnă că această întâlnire echivalează cu o mărturisire publică. Sunt sigur că domnul Marco nu se așteaptă la niciun fel de iertare. Este gata să-și primească pedeapsa dreaptă și este sigur că această condamnare va fi dură și definitivă. Atunci, să-l condamnăm în lipsă, dacă asta își dorește. Așa se face, doamnă. Carleto, spune să pregătească masa pentru patru persoane. Doamnă... Patru persoane. Da, doamnă. Bun, bun. Să nu mai pierdem vremea și să stabilim. Ce trebuie să stabilim? Cum ce? Măi, fetelor, dar voi ce aveți în vene? Sânge sau apă minerală? Dar tu ce ai în cap? Lavă incandescentă? Că trebuie să le eliminăm, suntem toate de acord. Bine, cine tace, înseamnă că e de acord. Nu rămâne de stabilit decât modul. Cum adică modul? Adică felul în care îl omorâm. Na. Bestia asta ne-a trădat, ne-a murdărit sentimentele, ne-a răvășit viața. Și dacă una dintre voi este gata să uite tot și să-l ierte, îngropând toată povestea asta, nu e femeie. Adică nu este femeie? Adică nu e o ființă umană! E numai o nevolnică cu două picioare, doi sâni, două brațe, da, fără un gram de minte! Ai terminat! Să-l omorâm și să mai vorbim despre asta! Și câleia dintre noi va reveni privilegiul primei lovituri? Eu! O să tragem la soți! Voi glumiți, nu? Ucidem lovi, ia pe mine să mă lăsați în pace cu fustul de-asta satan. Foarte bine! Îl omor eu! În timp ce voi... Consolați-vă cu lacrimi! Un plâns dragă vă va face bine. În plus, e mai potrivit pentru voi. Plângeți, dragii mei, plângeți. Și nu vă sfiți. Dacă n-aveți puterea să ridicați fruntea, să dați cu pumnul masă și să vă apărați. Toți vor înțelege pentru asta, nu? Sunteți numai niște femei. Dar dacă vă așteptați ca eu să vor o singură lacrimă pentru idiotul ăsta, vă înșelați amarnic, ai înțeles? Vă înșelați amarnic. Pentru că eu nu plâng! Nu! Nu plâng! 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 Nu plâng
cuvinte. Și nu în ultimul rând, doamnele mele, avem nevoie de foarte mult calm. În cazul acesta, doamnelor, voi veniți să discutăm la cină. Nebună, strabunciut în... Tu îți dai seama ce ai făcut? Eu, domnule. Ai seama, nu-ți dai seama, Carleto? Da, domnule. Cel mai nătălut servitor din lume. Da, domnule. Mai spune da, domnule, da, domnule, ai înțeles? Da, domnule. De cât timp este? De 5 zile, de marțea trecută. De 5? De 5 zile? Fatele că noi garantăm ospitalii, dar de oricărei fete bate la ușă. Bate și se va deschide. Și cum să-i spun, dobitocule? Tu ești cel care răspunde cât timp lipsesc. Da, domnule. Bine, măcar că nu s-a întors Stefania, că... Doamna Stefania s-a întors, domnule. Mă duc să o arunc ca să-i spun. Nu! Unde spune că este Marisa? Dacă nu este în camera ei, s-o fi plin complicată. Dar să știți că obișnuiește să umble într-un mod foarte neglijent. O să cred. Așa am spus și eu la început, dar apoi mi s-a obișnuit-o. Spuneai că Marisa se află aici de 5 zile. Da, domnule. Și Stefania este acum în dormitor. Da, domnule. De 5 zile. Împreună. Asta chiar n-am prevăzut-o. Și soția mea, ce părere ai despre chestia asta? Care dintre soții, domnule? Acum ai tot destul de vedere. Exact ce s-a întâmplat aici, marța trecută. Exact, nu știu. Pot să vă spun, domnule, că a fost o mare încurcătură. Îmi imaginez. Nu cred. Am impresia că am găsit ceva pe undeva. La unul meu trebuia să funcționeze. Revoltă-mi întâlnirea lor aici. A fost, luat. Apoi confruntarea. A fost, domnule. Iar la ce spun? Clelia, care e cea mai violentă? Spune. Spumegând de furie s-a împusit asupra rivalilor. Chiar așa, domnule. Și a plecat urlând și înjurându-i pe toți. Nu. N-a fost așa? Nu. Adică da, domnișoara Clelia a spumegat de furie, e adevărat. A urlat, e foarte adevărat. Dar de bătut nu m-a văzut decât pe mine. Dar n-a este aici oaspetele doamnei Stefania. Și Amanda? Și ea. Toate aici? În casa mea? De ce au rămas? Ce bău în minte? Asta ne întrebăm cu toții, domnule. Ce e în mintea femeilor? Cred că am înțeles și intenționează să facă. Domnule, le-ați intuit deja mișcările? Dacă îmi cunosc eu găinușele și le cunosc, cred că știu ce o să facă. Între atâtea găinușe să nu picați de fazan, domnule. Ai, să vedeți, am multe libertăți, Carleto. Doar că îmi fac griji pentru viața dumneavoastră. Da, liniști, fraiere, viața mea este siguranță. Așa a spus și Cezar când a intrat în senatul dumneavoastră. Ți-am spus că îmi cunosc găinușele. S-au coalizat contra mea. Bine. Vor să mă pună sub acuzație? Bine. Vor să mă facă să cad în rușine și ridicol? Și mai bine. Numai că eu nu mă rușinez. Nu-mi pasă nici cât o ceapă degerată ce au de gând să strige în față. Că sunt un sperjur, o ființă abjectă. Așa că știu eu ce să fac. Să vezi cum o să plece toate descumpănite de comportamentul meu și o să mă lase, vai mie, pradă destinului meu crunt. Un somn bun este tot ce-mi trebuie și vom avea noi grijă de frumoasele astea. Mâine dimineață! De asta mi-era teamă, domnule.
Carleto! Da, doamnă. E gata micul dejun? Da, doamnă, să vă servez? Nu. Vreau să vă anunț că... Poți să te retragi. Carleto! Da, doamnă. Ce vrei să-mi spui? Vreau să vă anunț că domnul Marco s-a întors aseară, târziu. Știu. Cu altceva vă mai pot fi de folos? Nu. Pot să mă retrag? Da. Sigur? Da. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața, ca bolovanu! N-am mai chisiune toată noaptea. O cafea bună o să te pună pe picioare. Cafea? O linguriță nu mai și explodezi. Bună dimineața tuturor, așteptăm micul dejun? Așteptăm principele haremului. Doamne, cât de nervoasă poți să fiu. Eh, hai, potorește-te și tu. Da, 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 da. Bună dimineața, frumoasele mele, doamne! Bună dimineața, Marcuci! De ce n-ai venit aseară să mă saluți? Mm-hmm. Dacă vrei să te iert, sărută-mă! Mm-hmm. Ce faci, iubitule? Da, motul meu, prinț călare bucălal! Ești un palit, ești la apăta muncă! Haideți să nu vorbim despre muncă! Nu, nu, el are nevoie de ceva bun! Atenție la puțină vă pică! Și nu mi-am dat eu seama ce... Această probabilitate o consider puțin posibilă, domnule. Vor să mă distrugă, Carleto. Vor să mă facă să nebunesc. Vor să mă transforme într-o marionetă.
marionetă fără creier, fără libertate, fără suflet. Oricând puteți să vă revoltați, domnule. Să mă revolt? În ce fel? Eu nu știu în ce fel. În dicționarul unui servitor nu există cuvântul revoltă. Am putere pentru așa ceva, Cardeso. Dumneavoastră, domnule, nu aveți putere pentru că sunteți zdrobit de scrupule. Dumneavoastră, domnule, considerați că ați greșit față de aceste femei. Că sunteți vinovat. Așa e, domnule? Probabil. Dumneavoastră, domnule, nu aveți niciun motiv să vă simțiți vinovat. Dumneavoastră, domnule, nu aveți nicio vină. Eliberați-vă conștiința de această povară inutilă. E dreptate. Nu am nicio vină care să-mi fie iertată. Bravo, domnule, un început bun. În curând vă veți recăpăta toate forțele vitale. Pot înfrunta orice tribunal. Îl înfruntați, domnule. S-ar vrea condamnarea mea doar pentru că am iubit prea mult? Este absurd. Cu neputință, domnule. Este adevărat că m-am căsătorit cu două femei diferite. Vă admit. Asta pentru că nu vă puteați căsători cu aceeași femeie de două ori. Evident! Exces de dragoste! Ăsta este delictul de care mă fac vinovat. Poate fi condamnat cineva pentru așa ceva? Cu neputință, domnule. Este adevărat că eram păcare să mă căsătoriți a treia oară. Dar de ce? Hă? Din dragoste. Din prea multă dragoste! Le-am iubit pe aceste femei. Mărturisesc că le-am iubit pe toate. În același timp și mai ales în egală măsură. Și acum mi se cere să mă rușinez? Să se rușineze acela care nu a iubit niciodată. Acea ființă reprobabilă din punct de vedere social, așa numitul soț fidel, incapabil să-și dăruiască dragostea și altor femei. Acela, domnilor, este adevărata ființă abjectă, egoist prin excelență. El este de fapt o mașină de făcut dragoste inutilă, dacă nu chiar periculoasă. Neîmplinind deloc scop pentru care mama natură l-a creat. Adică de a se oferi total și necondiționat. Scop pentru care eu îmi sacrific atât viața, cât și să-mi fie permis organele mele genitale. Bravo, domnule, absolut rațional. Te-am convins? Într-un totul, domnule. Ciudat că nu prea am înțeles nimic. Domnule, veți vedea cum creierul dumneavoastră va funcționa la parametri optimi, numai după ce vă veți elibera conștiința de aceste sentimente de vină. Lăsați pe cei mediocri să se bălăcească în aștina ipocriziei și acum se credem. Și dumneavoastră, domnule, sunteți într-o cu totul altă sferă etică. Dumneavoastră, domnule, sunteți un amoral prin excelență. Ai dreptate. Eu sunt un amoral pur. M-ai convins. Dumneavoastră m-ați convins pe mine, domnule. Nu, Caleto. Noi doi ne-am convins unul pe altul. Acum pot să pleci. Trebuie să-mi perfecționez planul. Dacă încep iar să-mi druge că mă iubesc, ce mă fac? Ce pot să spun? Vor fi mieroase, tot ce... Ce pisicuțe amorezate. Se prefac. Știu bine că am mare poftă să-mi strige în față că sunt un om de nimic, un infidel, un fiți abject. Se prefac. Care le-o fi scopul? E, oricare le-ar fi scopul, eu nu o să mă rușinez. Și de ce să mă rușinez, domnilor? Pentru că sunt în mod hotărât, categoric, indiscutabil, bărbat. Eu nu, numai că nu mă rușinez. Ba chiar sunt mândru de asta. Da, mândru. Și acum, doamnele mele, ce joc vreți să jucați? Spuneți-mi și eu, zici și mie să joc în jocul ăsta. Farsa asta nefericită, care este departe de a fi o farsă, departe de a asemăna cu o farsă, este departe o tragedie. N-ai bă, m-am fixat pe acest depart. Da, fetelor, v-am trădat. Cu premeditare, cu regularitate și cu multă voluptate. Și cu asta, basta. Iar soțiile legitime o să primească o pensie alimentară, iar celelalte, nu vă uitați așa, o sumă de bani în chip de lichidare. Și cu asta, basta! Și acum, doamnele mele, frumoasele, vouă vă rămâne ușa! Ce să te aduce? Vreau ceva tare! Niciun fel de băuturi alcoolic, alcoolul ucide, iar să credem că atât să fim frumos și puternic, da, 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 da. Pentru că te iubim! Nu ne iubești! Te-am întrebat o dimineață și nu ne iubești! Sigur că ne iubește, dragă! Ce întrebare e asta? Păi, băi, gata, încetați cu gluma asta! Dar tu crezi că noi te iubim în glumă? Sau poate crezi că ne preface? Bineînțeles că vă preface, ci încă foarte prost! De ce am vrea asta? Există vreun mod
motiv pentru care să te iubim în glumă. Gata, încetați! Ei, dar asta ai mai spus-o odată, păpușică! Păi tu să nu spui mie, păpușică! Ei, dar nu-ți mai place, nu te place foarte mult, păpușică, iubim! Gata, gata, nu pierd firul! Farsa asta nefericită, care e departe de, de a fi o... este o tragedie! Încă nu s-a auzit! Exact. Voi vreți să mă reduceți să mă, la o... la o... la o... la o, la o marionetă! Da, v-am trădat! Cu regularitate și cu, și cu... și cu bucurie! Deci, că nu mor, vă rămâne ușa! Da, da, da. Asta vă cer o explicație. Amar, noi am discutat și am venit de acord că vrem să stăm toate cu tine. Nu știu de ce, dar vrem să stăm toate patru. Din dragoste și de comun acord. De ce? Din două motive fundamentale. Primul este pentru că te iubim. Al doilea, pentru că tu ai nevoie de noi toate. Nu poate să fie excluză niciuna! Nu. Cine v-a băgat asta în cap? Nu poate fi excluză niciuna! E tu! Eu? Da! Cred că n-ar fi fost așa! De ce, Marisa, i-ai fi telefonat să vină repede să rezolve o situație de urgență? Mie mi-ai trimis o telegramă? Păi de ce? Pentru că aveai nevoie de noi! Da. Iar în ceea ce mă privește, aveam datoria de a sta alături pentru că sunt soția ta! Iar eu, ca prima ta soție, tocmai eu să te abandonez arheologii. Nu vom pleca nici dacă ne alungi, prost! Nu vom pleca nici dacă ne alungi! Voi credeți că eu sunt atât de prost încât să cred că patru femei umilite, ofensate și trădate, pentru că asta sunteți toate, v-ați hotărât așa deodată să mă iubiți și să mă serviți, a? Ai, lăsați gluma și treceți la înjurături! Noi am crezut întotdeauna în tine și în dragostea ta. De ce ți-e așa de greu să crești și tu noi și dragostea noastră? Sigur, la început trebuie să recunoaștem că ne-a fost destul de greu! Chiar foarte greu! Sigur, că Africa sunt un număr nespecificat de soții și logonice, sigur! Asta ne-a cam bulversat! Sigur, iar apoi, unul simț a ieșit victorios la suprafață! Da, iar rațiunea a avut câștig de cauză asupra dorinței nebune de a te omorâ! Încetați! Da, gata, gata, lăsați-mă în pace! Femeile tale să știe, tocmai ca să-ți eliberezi conștiința. Ai hotărât să-ți mărturisești vinile fiecăreia dintre noi. Iar noi, asta, comara mea, am apreciat. Nu, Marco, noi nu suntem niște femei trădate. Noi suntem niște femei iubite. Iubite într-atât încât nu poți face abstracție de niciuna dintre ele. Gata să oferi fiecăreia dintre noi sufletul și trupul tău. Cine poate să condamne un asemenea om? Cum poate fi condamnat o persoană care posedă o asemenea capacitate de a iubi, care se înflăcărează cu dragoste, care trăiește cu dragoste? Fetelor, și eu care credeam că erați gata, gata să mă omorâți. Opa! Am fost induși în eroare!
patru ghiulea de picior. Nu mai contează, șampanie. Hai, Daniel, hai, Daniel. Ah!
seara, domnule notar. Bună pe naiba, ce vreme infamă! Las doar, domnule notar, doamnele vor coborî imediat. Pe scaun, domnule notar. Așa e lumea dragă, cade. Tot felul de ciudate, fără noi, mă. Tot respectul pe care vi-l datorez, domnule notar, consider că o furtună în această perioadă anul este un eveniment complet previzibil. Ce? Eu mă referam la Ahmad. Să ne părăsească pe ăsta la vârsta lui. Da. Moartea, din păcate, nu ține cu nici de vârstă, nici de zi. Moartea și în cult. Vestul domn Marco, odihnească se întoarce. Amin. Vă temeți că doamnele vor fi nemulțumite din cauza testamentului? Nu prea mă vreme. Ah, da, înțeleg. Toți suntem în mâinile lui Dumnezeu, dar nimic nu prevestea un astfel de etilog. Ba da, în ceea ce mă privește eram sigur. Ai sigur? Atât de sigur încât am făcut pariu și cu lăptarul. Din cum vedeți, l-am câștigat. Nu, dar ăsta e cinist. De ce? El m-a sfidat, a spus că știe cum e, că a fost marinat. Și ce legătură are? Păi asta i-am spus și eu, că n-are nicio legătură. Dar el a insistat și a spus că în seara asta nu o să plouă. Și n-ai văzut. Nu mă refeream la Marco, la tine, la lăptarul tău. Vă rog să mă scuzați, domnule notar. Referiți la vreme sau la domnul Marco? Păi un pic cu vreme. Vorbeam de Marco. Ca să vă spun sincer, eu prevăzusem și asta. Adică mă temeam că s-ar putea întâmpla așa ceva. Dacă îmi vorbești despre vreme? Nu, domnule, mă referiam chiar la nenorocire. Stresul. Stresul l-a omorât. Prea multă muncă. Prea mult sex. Știi? 6 luni de sex. No. Vă imaginați o femeie înfometată, sălbatică și nesățioasă, care te stoarce ca pe lămâie? Da. Mulți-o cu 4. Ce obțineți? Infarct? Exact, domnule notar. Deci doamnele au stors lămâia și au aruncat. Când te gândești că l-am luat peste picioare acum una de când a venit la mine la birou, la vârsta ta, să faci deja testament, mi-a răspuns calm. Prieteni, acum mă aflu în tranșee, iar când te afli în tranșee, nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Asta a fost cuvintele lui. Deci, spunând tranșee, făcea aluzie la bătăliile amoroase pe care era constrâns să le ducă fără odihnă și fără un pic de pauză. Iar acum ucigașele se așteaptă la un testament în favoarea lor. În privința asta sunt sigur. Din păcate, el și-a dorit finalul ăsta. Doamna Maria mereu spunea, prea multe femei, prea multe femei în casa asta. Bună seara, domnule. Nu vreau să vă ofer condoleanțele. Mulțumim! A fost foarte dureros să aflu că... Să trecem la subiect! Nu vrem să abuzăm de dumneavoastră prea mult timp! Să trecem la subiect! Desigur, mai am de rezolvat încă două acte în seara asta și cu vremea asta urâtă... Desigur! Cu permisiunea dumneavoastră o să trec la citirea testamentului. Eu, subsemnatul Marco Anselmi, prin voința mea spontană și îndeplinitatea facultăților mele mentale, prin acest testament înscris de mâna proprie, pentru timpul în care voi fi încetat să mă trăiesc, dispun următoare. Numesc moștenitor universal ai tuturor domnilor mele mobile și imobiliare pe doamnele Stefania Florio,
Amanda Marini, Lilia Di Benedetto și Marisa Pi. Vă mulțumim, domnule notar! Nu mulțumesc nici ce, de funcție. Nu am terminat de citit. Las de asemenea uzufructul întreprinderilor mele mobile și imobiliare, fabrica de textile Anselmi și Autoanselmi, cât și al zilei din Taormina, actualmente domiciliul meu stabil, iubitului și fidelul meu, Carlos Spinelli, ca răsplată pentru serviciile pe care mi le-au oferit în totdeauna. Aceasta este acum mea voință și nota, semnat Marco Anselmi. Domnule notar, și ce este acela uzufructul? Este un drept de folosință, doamne. De folosință? De folosința tuturor veniturilor din proprietățile Anselmi sau Anselmi, cât și de folosința de acestea. Ceea ce se ridică la un venit de un miliard pe an, care îi revin lui Cărneto. E miliard? Ceea ce înseamnă că noi, căsătorite legal cu defunctul, suntem moștenitoare a nimic. Toate faptele căsătorite? Cu acte în regulă. Înțeleg. Adică nu înțeleg. Adică nici n-am dreptul și nici nu suntem răsără să spun angoale ce țin spune, dar întotdeauna trebuie să vă amintesc că există bani închizi din diverse bănci care se ridică la suma de 500 de milioane. Domnule notar, noi nu facem aici o problemă de bani, ci de principiu. Desigur. Spuneți-mi, dragă domnule notar, și cât timp durează acest uzufructul? Toată viața, domnule. Adică când va trăi Carlecu, va avea acest drept. La moartea sa însă, acest lucru va dispărea automat, ca dumneavoastră veți intra în posesia legală, a fost tot ce trebuie. Dacă așa a vrut iubitul nostru Marco, noi avem datoria de a respecta ultima dorință. Complimente, Carleto! Vreau să-mi credeți un primar, că nu mă așteptam la așa ceva. Felicitări, dragă Carleto. Sper că vei continua să vezi această casă în copilul de miliardului anual. Până la moarte, domnule Macar. Vă mulțumim că v-ați deranjat venind până aici, chiar și cu vremea asta urâtă. Desigur, doamne. Prietenia care m-a legat de vieții domnul Marco, înțeleg și alte sacrificii, oricum la dispoziția dumneavoastră. Pare desigur, domnule notar. Desigur, mulțumesc, Carleto. Bună seara, doamnelor, și sincere condoleanțe. Mulțumim! Umbrela, domnule notar. Mulțumesc, Carleto. Ca să vă adăpostez. Ca să mă adăpostez de făcut asta, mie mi-e ajunge. Țin să fie o case mată, să adăpostește alte furtuni. Vă încuțesc eu, domnule notar. Așa face. E grozav, Carleto, al nostru! Da! Iercola, așa, întâmpitoare care! El însă e un bărbat, un bărbat adevărat, un bărbat care știe ce vrea! Hai, aruncă jacheta asta stupidă! A, văd că mă uit mai bine la el, fetelor, pare chiar drăguță! Oh, hai să-i drăguță un cățele drăguț el însă! Doamnelor, doamnelor, vă rog, vă rog! Ce? Eu vreau să rămân umilul servitor care am fost și până acum. Oh. Un servitor nu poate să facă pe stăpânul. Lasă, Carleto, că un miliard pe an sunt numai buni să intre în călătoria asta oamenilor bogați. Tango, mesiu! Tango, medam. Thank you.
Bravo copii, bravo mami.